Inspectoratul Teritorial de Muncă a verificat saloanele de coafură, de manicură și centrele unde se desfășoară activități de întreținere corporală de pe raza județului. Peste 40 de operatori din acest domeniu au fost verificați pentru a fi depistate eventuale persoane care muncesc la negru. Ce au depistat inspectorii de muncă și ce sancțiuni au aplicat, aflați din materialul următor. Principalele obiective ale campaniei derulate de către Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara au fost de a identifica și a combate munca nedeclarată, de a identifica angajatorii care utilizează nelegal munca tinerilor și de a determina angajatorii să încheie contracte individuale de muncă. Totodată și de a le înregistra în revisal și de a le transmite la Inspectoratul Teritorial de Muncă, în a cărui rază se află sediul firmei. În perioada 17 ianuarie 2024, inspectorii de muncă din cadrul ITM Hunedoara au desfășurat campania de control privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care desfășoară activitatea în domeniile coafură și alte activități de înfrumusețare și activități de întreținere corporală, efectuând un număr total de 43 de controle. În cadrul acestei acțiuni de control nu au fost depistate persoane prestând muncă fără forme legale. Au fost aplicate 45 de măsuri obligatorii de intrare în legalitate și 12 sancțiuni contravenționale. Consecințele sociale și economice produse de munca nedeclarată constituie un fenomen extrem de nociv, deoarece aceste persoane sunt lipsite de protecție socială. Ca urmare, nu beneficiază de drepturile conferite de un contract de muncă, precum cele la concediul remunerat sau la concediul medical, nu au dreptul la pensie sau la indemnizația de șomaj și nu au siguranța plății muncii.